Bine am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vă vorbesc despre importanța bacteriilor benefice din intestin în legătură cu anumite boli neurologice. Se știa deja că o disfuncționalitate la nivelul bacteriilor din colon poate să ducă la depresie, poate să ducă la Alzheimer. De la depresie de ce? Pentru că în intestin, sub acțiunea florii microbiene benefice, se sintetizează 90-95% din mediatori chimici, adică substanțe care acționează la nivelul creierului, cum ar fi dopamină sau serotonină, care influențează starea de spirit. Și în felul acesta s-a observat că dacă apar dezechilibre la nivelul florii microbiene, apare și poate să apară și depresia. Îmbunătățind echilibrul florei microbiene, se îmbunătățesc și simptomele din depresie. La fel și în Alzheimer s-a observat această corelație. Ei bine, de curând în Finlanda s-a realizat un studiu în care s-a demonstrat că poate să existe o legătură între echilibrul florei microbiene intestinale și boala, maladia Parkinson. Și anume, s-a făcut o cercetare, deci în acest studiu, e adevărat, nu pe foarte mulți pacienți, 10 sau 20 de pacienți, în care, de fapt, 20 de pacienți, 10 cu Parkinson, 10 fără Parkinson, și s-a constatat că la pacienții cu Parkinson, la toți 10, există în intestin o anumită bacterie. Această bacterie contribuie la sinteza unei proteine care este asociată cu boala Parkinson. La ceilalți 10 subiecți din studiu care nu aveau Parkinson, această bacterie nu exista. Deci iată că, sigur, nu se poate trage neapărat o concluzie fermă, dar există indicii care ne arată că un dezechilibru la nivelul florei microbiene intestinale, după cum am spus, prezența unei anumite bacterii, poate să ducă la apariția bolii Parkinson. Și, de fapt, judecând retrospectiv, cercetătorii au ajuns la concluzia că pacienții care aveau Parkinson au început cu câțiva ani înainte să aibă constipație, care a fost pusă pe, mă rog, s-au găsit diferite motive sau poate că nu s-a găsit cauza exactă, dar toți au avut constipație, iar această bacterie duce la apariția constipației. Deci iată că un simptom aparent banal, poate, constipația, poate să constituie un semnal de alarmă. Și ce ar trebui făcut în această situație sau ce ar trebui făcut, de fapt, în orice situație? Să avem grijă de sănătatea florii microbiene intestinale. De fapt, poate că așa se și explică faptul că aceste boli degenerative, adică boala Parkinson, boala Alzheimer, chiar și depresie, nu e boală degenerativă, dar mă refer și la depresii, frecvența lor, incidența lor a crescut foarte mult în ultimele câteva zeci de ani, pentru că din cauza alimentației, din cauza alimentelor care sunt din ce în ce mai chimizate, să spun, cu aditiv de tot felul, coloranți, conservanți și așa mai departe, potențiator de gust. Apropo, glutamatul de sodiu, care este un potențiator de gust, se folosește în foarte multe mezeluri, se știe clar că determină un dezechilibru la nivelul florii microbiene. Deci, revin, de câteva zeci de ani, incidența acestor boli a crescut foarte mult și cam coincide cu apariția alimentelor care sunt foarte procesate și care determină dezechilibrul florii microbiene. Deci, iată un indiciu indirect, am putea să spunem, care ne poate duce cu gândul la faptul că, într-adevăr, sănătatea florii microbiene depinde foarte multe în sănătatea noastră, inclusiv la nivelul acestor boli neurodegenerative. Ca să prevenim, ar fi bine să avem grijă de sănătatea florii microbiene. Hai să zicem că studiul nu este concludent, să zicem că nu există, de fapt, această legătură. Ce ne costă să avem grijă de sănătatea florii microbiene și cum putem să avem grijă? Pe de o parte, să-i dăm o hrană corectă, adică fibre alimentare, adică legume în primul rând, legume, fructe, dar legume în primul rând pentru că au și un conținut redus de carbohidrați, de fructoză, de glucoză, și prin consumul de probiotice, deci alimente care aduc floră microbiană benefică în organism. Și acestea, cele mai bune, sunt murăturile, varza acră, de exemplu, este foarte bună pentru că pe de o parte are fibre alimentare, deci hrană
pentru microbi și pe de altă parte are floră bacteriană care aduce în organism floră bacteriană benefică. Și în plus, varza acră este cea mai bună sursă de vitamina C, care are un rol și ia un rol foarte important în sănătate. De asemenea, foarte bun este chefirul. Chefirul, dar nu acel chefir care este cu îndulcitor, cu fructe sau cum mai știu eu ce, luat din magazin. Eventual luăm de la magazin chefirul natur ca atare sau putem foarte bine să-l pregătim acasă. Există grupuri pe Facebook, de grupul Chefir România, de exemplu, unde sunt persoane care donează ciupercă de chefir, pentru că această ciupercă în organism viu și ea se înmulțește și la un moment dat ajuns să ai prea multă și decât să o arunci, mai bine o donezi cuiva. Se face foarte simplu, am făcut clipuri pe această temă și eu îmi pregătesc chefirul acasă. Căutați Dr. Chip Chefir și veți găsi metoda de preparare. Este, repet, foarte, foarte simplu. Și iar o metodă foarte bună de a avea grijă de flora microbiană intestinală este postul intermitent. Știu, poate mulți vei spune, domnule, postul ăsta intermitent de panaceu rezolvă tot. Nu e panaceu, nu rezolvă tot, dar contribuie foarte mult la sănătatea noastră. Și una din direcțiile prin care contribuie este chiar aceasta de rol în asigurarea echilibrului florei microbiene intestinale. Vrei să afli mai multe despre postul intermitent? Cauți pe net, sunt mulți specialiști care vorbesc despre postul intermitent și români și străini. Poți să cauți clipuri de ale mele pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok sau pe Instagram, Dr. Chip Post Intermitent. Sau dacă nu vrei să cauți și vrei să ai o informație structurată la îndemână, am publicat o carte, Slăbește fără să numeri calorile, care se referă la postul intermitent în principal, sau un curs video, Slăbește fără efort cu Dr. Chip, de asemenea se referă la postul intermitent. O să las un link în primul comentariu pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok, este linkul din profil, pe YouTube și pe Facebook o să-l pun în primul comentariu. Să avem grijă de flora microbiană intestinală pentru că și are grijă de sănătatea noastră. Nu uita, corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Numai bine, sănătate, la revedere!